Adoptarea noului cod penal este motiv de bucurie pentru multe persoane încarcerate în penitenciarele românești. Deținuții pot fi eliberați în cazul în care infracțiunile pentru care au fost condamnați nu mai sunt incriminate din cauza noilor modificări. La nivelul penitenciarului Giurgiu au fost înființate 3 comisii de evaluare, alcătuite din reprezentanți ai unității de detenție, judecători și procurori, care au analizat dosarele deținuților. Până acum, 6 persoane private de libertate au fost eliberate, iar alte 8 transferate în centre de reeducare. O altă modificare a codului penal se referă la faptul că nu mai sunt prevăzute pedepse pentru minori. Minorii vor fi sancționați exclusiv pe baza măsurilor educative, care pot fi atât privative cât și neprivative de libertate. În prima categorie se încadrează internarea într-un centru educativ sau unul de detenție. Celelalte măsuri se referă la stagiul de formare civică, supravegherea sau consemnarea la sfârșit de săptămână. Tot de la 1 februarie, persoanele judecate în dosare penale vor putea ataca o singură dată o decizie a instanței, iar pedepsele pentru faptele de corupție se vor reduce, ceea ce va aduce automat și diminuarea perioadei de prescriere. În plus, interceptările se vor putea efectua doar după ce s-a început urmărirea penală. Noul cod penal aduce și termenul de arest la domiciliu, dar și cel de eutanasie.